Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Azi vom vorbi puțin despre cercul cromatic, dezvoltat cu mult timp în urmă de Isaac Newton și care este un excelent ghid de armonizare a culorilor. Este important ca înainte de a începe să pictezi, să gândești culorile pe care le vei folosi. Combinațiile de culori pot transmite stări sau emoții. După cum ați observat, am ales să-mi construiesc cercul cromatic al culorilor folosind acuarela și o hârtie specială pentru acuarela. După cum observați, îmi construiesc un cerc pe care îl voi împărți în 12 părți egale. Folosindu-mă de diametrul cercului, îmi delimitez culorile calde de culorile reci. După cum vedeți, mi-am mai construit câteva cerculețe, împărțite tot în 12 părți egale, de diferite dimensiuni. Veți vedea despre ce este vorba puțin mai târziu. Cercul cromatic al culorilor conține culori pure, adică cele primare, secundare și terțiare. Culorile primare sunt cele trei culori pe care le vedeți, roșu, galben și albastru, care nu sunt create prin combinarea altor culori și au cel mai înalt grad de strălucire. Din culorile primare se nasc toate celelalte culori, care împreună cu non-culorile, alb și negru, ne ajută să obținem toate culorile din natură. După cum vedeți, aplic cele trei culori primare la o distanță egal depărtată una de alta. Pregătesc acum locul destinat culorilor secundare, după cum vedeți, la o distanță egal depărtată de culorile primare. Culorile secundare sunt create prin combinarea culorilor primare în proporții egale, portocaliu, verde și violet. Încerc să folosesc toate luminile pe care le am la îndemână pentru a vă fi mai ușor să observați diferența de nuanțe. culorile terțiare rezultă combinând culorile primare cu cele secundare alăturate. După cum vedeți, mă folosesc de paleta construită anterior pentru culorile secundare, adăugând proporția corectă din culorile primare de care am nevoie. Iată deci gata construit cercul meu cromatic, folosind doar 3 culori primare, roșu, galben și albastru. Nu uitați! Până să înțeleg cu adevărat cercul cromatic al culorilor, am achiziționat o mulțime de nuanțe, poate în mod haotic, care îmi sunt sau nu îmi sunt de folos, sau care pot fi obținute din cele 3 culori primare. Așa că, dacă tot le am, încerc să le așez cât mai aproape de zona de care aparțin cercului cromatic și apoi să le folosesc în starea în care sunt sau în amestec cu alte nuanțe de culori. În timp ce fac acest lucru, am să vă povestesc puțin și despre nonculorile alb, negru și implicit gri, care de altfel sunt compatibile cu toate culorile. Cu ajutorul lor obținem gradul de intensitate cromatică, saturația. Deci saturația poate fi scăzută prin amestecul culorii cu negru sau cu alb sau cu gri. Fiecare culoare poate avea diferite nuanțe prin modificarea tentei, a umbrei sau a tonului. Tenta o obținem prin amestecul de culoare cu alb, umbra o obținem prin amestecul de culoare cu negru, iar tonul îl obținem prin amestecul de culoare cu gri. Despre schemele de culoare pentru armonie n-am să vă spun eu prea multe, însă am să vi le evidențiez. Le regăsiți desenate și reprezentate prin cele 6 cerculețe aflate în imediată apropiere a cercului cromatic, urmând ca dumneavoastră să căutați informațiile de care aveți nevoie de la artiștii care sunt cei mai în măsură să vă arate și să vă spună cum să le folosiți. Am evidențiat 6 scheme de culoare: monocromatic, complementar, split, triadic, tetradic și analog. Personal îmi plac 2 dintre ele, pe care le consider cele mai apropiate privind combinațiile mele de culori în lucrările pe care eu le realizez. Iată deci rezultatul combinării celor 3 culori primare sau utilizării unei palete de culori pe care o cumpărați în prealabil. Cercul meu cromatic este finalizat, mă ajută foarte mult să înțeleg schemele și să-mi găsesc culorile de care am nevoie. În continuare, o să vă arăt ce înseamnă gradul de saturație a unei culori. Am să folosesc prima schemă de culoare, și anume monocromatic, respectiv am să folosesc o singură culoare. Îi adaug apă din ce în ce mai mult și obțin un grad de intensitate cromatică din ce în ce mai scăzută. Practic, culoarea mea se diluează. Am să folosesc în continuare 2 culori, roșu și galben, și am să mă joc puțin cu combinarea acestora, puțin câte puțin, a negrului. Iată deci cum obținem umbra unei culori. Dragii mei, iată deci cum obținem o mulțime de nuanțe de culori pornind de la cele trei culori primare. Vă recomand să încercați tot felul de combinații de culori până vă găsiți paletarul dumneavoastră de culori de care aveți nevoie. Sper în același timp că v-am fost de folos. Vă îmbrățișez și vă mai aștept și altă dată să stăm la povești aici pe canalul meu de YouTube.